Ok, salut și bine te-am găsit la un nou episod din Euro Truck Simulator 2, în care, da, o să vă arăt profilul meu principal, o să vă arăt cam cu ce se mănâncă compania mea. Asta e primul episod. Ne jucăm pe 1.18, 1.18 scrie și aici. E cam ciudat pentru că mă văd pe monitorul secundar, văd exact ce fac. Apropo de văzut pe mine, nu mai folosesc webcam pentru că am avut câteva probleme. Deci da, pe asta sunt level 7, pe asta sunt level 10, pe asta mă joc, sunt Andrei Junior pentru că da. Pe asta am făcut un mare eșec din joc și așa că m-am reapucat pe acest profil. Ok, o să vă arăt cam ce se mănâncă compania mea. Ok. Prefer să dau mai încet sunetul, deci chiar acum asta o să fac. O să dau mai încet sunetul. Ok. Pentru voi, pentru mine e la fel. Deci, ca să începem, va trebui să ne uităm aici. Notarized modifications. Nu folosesc moduri, nu știu ce zice el aici. Probabil vreo prostie de mod, habar n-am, eu nu folosesc moduri. Hai să ne ducem pe drive. Să vă arăt, ăsta este camionul meu, un Volvo FH Sleeper vopsit în alb. Cam așa arată interiorul lui, e destul de frumos. Sincer, e unul dintre cele mai frumoase interioare pe care le-am văzut la un camion în jocul ăsta. Și da. Ok, hai să începem. De obicei țin GPS-ul așa, dar știu că cei mai mulți YouTuberi care fac chestia asta scot GPS-ul de acolo, deci de asta o să-l scot și eu. Notiță, o să las oglinda acolo pentru că lăsăm oglinda la locul ei. O să fie destul de greu să conduc fără GPS-ul ăla mare acolo. Dacă vă întrebați cum schimb vitezele așa ușor, pedalele mele n-au ambreiaj, deci schimb vitezele fără ambreiaj. Cam ăsta e camionul pe care îl conduc. Hai să-l vedem. Ups, am apăsat space. Cam ăsta este camionul pe care îl conduc. Așa, bun. Hai să oprim motorul pentru că nu ne interesează. Ups, nu claxonul. Prost, prost, prost. Ok. Cam așa, scuzați, frame-urile, dar hei. Cam așa arată camionul. Arată bine, mie îmi place, e un camion mai de începători, pentru că sunt începător pe profilul ăsta. Cam așa sună. Și cam așa sună de afară. Ok, deci cam ăsta este camionul pe care îl conduc, un Volvo FH Sleeper. Hai să ne uităm un pic la Company Manager. Ok. Aducem aici la Truck Manager. Am așa un Volvo FH. Volvo FH, mă rog, e un Sleeper. Ăsta este camionul pe care îl conduc eu, îl vedeți și în spate aici pe fundal. E un camion destul de drăguț. E primul camion, deci da, nu este chiar un camion foarte, foarte bun. Sună interfonul, bineînțeles. Ok, cam asta este. Hai să vedem. Driver manager. Nu, stai să ne întoarcem la track manager. Am aici un Volvo FH pe care mi l-am arătat și am două Volvo FH16 Classic. Una e condus de un tip, una e condus de un tip. Și mai am încă un garaj care este gol, pe care n-am chef să vi-l arăt. Baza mea de execuție este în
Stai că mă uit pe garaj, că am uitat și eu. Unde este baza mea de execuție? Baza mea de execuție este în, mă rog, compania mea este în Poznan. Și mai am un garaj în Duisburg care e, are un singur slot și este gol. M-am mutat din Duisburg la Poznan. Da, deci cam atât am. De-aia e acolo. Ne mutăm mai departe la... Ups, am lovit microfonul, scuze. Ne mutăm mai departe la driveri sau la... Da, driver manager. Sunt eu, care sunt genial, pentru că, desigur, am rating 5.0, sunt roaming, fac 11 euro pe kilometru, aș vrea eu 11.000 de euro pe kilometru. Profit pe zi 9.894 de euro, ceea ce mi se pare o prostie pentru că fac mult mai mult de atât, dar mă rog. Jana S, care conduce un Volvo FH16 Classic, e on duty în momentul ăsta, face 5.000 de euro pe kilometru, și cam jumătate cât mine. Și pe zi face 3.669 de euro. Pe cine mai avem? Mai avem pe Bartos, mă rog, Bartos, cred că se citește. Rating 2.5, tot în garaj de la Poznan. Status e on duty deocamdată, mă rog, deși nu știu de ce ar conta chestia asta, dar mă rog. Profit pe distanță 4.21 euro pe kilometru, 2.790 mii de euro pe, pe zi, ceea ce este destul de puțin, dar e bun și el acolo, își scoate banii. Astea sunt skillurile, că sunt skillurile și eu am maxed out ăsta și aproape maxed out ăsta. Bun, deci cam atât cu astea. Să uită la new upgrades. Nu, vreau să mă uit pe altceva, pe să mă uit la un service, să vedeți și voi cam ce configurație am. Ok, am ajuns și la semafor, în sfârșit. Ok, am ajuns la un servis, hai să ne uităm. Așa. Ok, hai să ne uităm, ne ducem la upgrade shop. Deci avem așa, cabina sleeper, am putea să luăm cabina globetrotter, care costă mult și na. You know what, las așa. O să upgradez eu pe viitor la Globetrotter. Avem prima, rușine să-mi fie, aș fi putut să merg cu așa ceva, dar este foarte scump. O să mai fac niște upgrade-uri pe camionul ăsta sau mă gândesc dacă fac upgrade-uri pe camionul ăsta sau dau trade-in cu un Scania, dar îmi place camionul ăsta așa că s-ar putea să nu fac asta. Asta e culoarea. Accesorii n-are niciuna, nu-mi place să am accesorii, nici aici n-are accesorii, are un interior normal.
Da, cam asta este. Are și un nou damage acum pentru că doi ani cancel. Yes! Bun, deci... Ok, haideți să ne ducem până atunci să vedem cum cum ar fi. A, apropo, să vă arăt și situația mea bancară. Am 68.000 sau monetar, mă rog, situația monetară. Ce dracu vorbesc eu cu situații bancare pe aici? Ne ducem la bancă, am 68.644 de euro și am împrumutat 400.000 de euro ca să-mi construiesc compania, am dat înapoi 7 din 70, mai am 359.995 de euro de dat înapoi la bancă, bineînțeles cu tot cu interes bancar, cred. Ce mai e? Asta e dealerii pe care i-am descoperit. Aici, stați să mă uit un pic, că mi-e volanul fix în față, pentru că joc un volan. Ne ducem la... La ce ne ducem, mă? La... La world map, așa. Bun. Și la world map o să vedem că am descoperit 32% din mapă, deci am descoperit ceva, vreau să o descoper pe toată, pe profilul ăsta și sper că o să se întâmple chestia asta. Pe viitor poate o să fac și câteva videoclipuri cu moduri, pentru că sunt drăguțe și modurile, dar, nu? Există riscul de a-ți strica jocul cu moduri și profilul, adică... Fapt, asta e tu aici, luăm un freight market de aici și o să ne ducem. Nu-mi convine asta că expiră prea repede. Și e cam lung. O să facem ceva scurt. Nu, că nu-mi convine să mă duc acolo. Nu-mi convine să mă duc acolo, nu-mi convine. A, uite că... De aici. Hai în Franța, sau nu? Ok, hai să ne ducem... Hai să ducem asta. O să facem... O să facem foarte puțin bani, da? Just for the sake of it. Ok. Ok, aici trebuia să intru. Intru? Intru? Stai așa. Da, intru. Frame-urile sunt praf, nu e nicio problemă. Perfect! Ok, take job. Perfect că e imperfect. Ne uităm pe geam. Nu folosesc face tracker noir pentru că am cercat, dar mi-a făcut niște probleme și în primul rând n-a mers
Face Tracker Noir, deci da, numai spun. Știu că toată lumea urăște GPS-ul ăla de acolo, deci o să încerc să nu-l folosesc drumul ăsta și o să încerc să nu-l mai folosesc deloc, de fapt. Ok. Deci cam ăsta e camionul meu, cam așa merge cu încărcătura pusă. Ups. Cam așa merge camionul meu cu încărcătura atașată, o încărcătură destul de ușoară, văd că merge destul de bine, dar cam așa merge camionul meu. Cam ăsta e el, cam asta face el, cam cu asta se ocupă el pe aici. Duce marfă, asta face el, da? Și o face destul de bine. Vreau să upgradez la cabina Globetrotter și la 6x2 lifted, să pot să ridic roțile, să pot să fac ce vreau. Wow, ok. Nu sunt bun la jocul ăsta, deci vreau să zic că nu sunt bun. Am lag în momentul ăsta, de aia fac asta. De aia merg ca un haotic, deci pur și simplu nu pot să controlezi când ai lagul ăsta. Am limitatorul de 90 la ora activat, pentru că da. Pentru că da. Pentru că vreau să nu depășesc limita de viteză care ar trebui să fie cum ar trebui să fie. Și da, adică na. Nu vreau să ajung să fac caramboluri pe acolo și să ajung undeva unde să fac ca pe profilul trecut, pe profilul trecut ce făceam eu era să iau împrumut de la bancă ca să-mi repar camionul. Deci în halul ăsta eram și nu mai puteam să plătesc împrumutul de la bancă, pentru că tot timpul trebuia să-mi repar camionul, tot timpul trebuia să fac chestia asta. Și de aia acel profil a fost un eșec. Am învățat din acel eșec. Am lăsat profilul acolo pentru teste. Trecut mai departe, am făcut un profil nou. I don't give a shit pe profilul ăla, pentru că deja am... Profilul ăsta mi este foarte drag, am făcut tot ce vreau pe el. Și încă urmează să-mi iau cabina aia Globetrotter și roțile lifted și să-mi iau un garaj mai mare și să progresăm împreună în joc, pentru că ăsta este un prim episod. Asta e compania mea, asta e tot. O să fac progres cel mai mult off-camera, o să mai facem și câte un episod, o să mai facem și câte un transport, o să mai facem și câte un upgrade pe camion. Când o să fac ceva mare și când o să fac ceva special, o să vă aduc și pe voi aici, în sensul că o să filmez, o să fiu live, o să fac ceva de genul ăsta. Ceea ce înseamnă că o să... O să vedeți și voi cam ce face Andrei în ETS. Și Andrei face bine în ETS pentru că îi place să joace ETS, pentru că, da, Andrei e fan ETS. Dacă nu știați că Andrei e fan ETS. Îmi place mie jocul ăsta. Joc care merită jucat și care își merită cei 9 euro pe care i-am dat, pentru că l-am luat de pe Kinguin, pentru că da. Ok, dar astea fiind spuse, eu zic să ne vedem data viitoare, dar nu înainte să parchez. Înainte să parchez, să scot din viteză. Să opresc motorul.
Și o să vă zic la revedere pentru astăzi. Știu că a fost destul de multă inactivitate pe acest canal, dar o să reparăm și chestia asta. Da. Cam asta a fost. Eu am fost Spartanul. La revedere.